când se ridică cornul cel mic al lui Daniel 8. Și din unul dintre ele, unul din cele patru coarne ale Greciei, a ieșit un corn mic care se înălțase foarte mult spre est și spre țara plăcută, Daniel 8:9. Daniel 8:9 spune că cornul cel mic va proveni dintr-o diviziune a Imperiului lui Alexandru, când acestea erau în ultima vreme. Acest lucru ne indică spre o putere care provine din lumea greacă după 300 înainte de era noastră. Roma nu a făcut niciodată parte din Imperiul Alexandrin, nici nu a provenit dintr-una din diviziunile Imperiului Grec. Roma a venit din Italia și a fost înființată în anul 750 înainte de Hristos. Roma a devenit o republică în 509 înainte de Hristos. Roma a cucerit cele patru divizii ale Imperiului Grec, dar aceasta este o dovadă suplimentară că Roma nu a apărut din niciuna din cele patru viziuni ale Imperiului lui Alexandrin. Prin urmare, Roma nu putea să se potrivească cu simbolul profetic al unui corn provenit dintr-un corn în cadrul Imperiului Grec. Cornul mic al lui Daniel 7 nu a început până când a patra fiară a fost împărțită în 10 împărății, care, potrivit adventiștilor de ziua șaptea, au avut loc în 476 după Hristos. Cornul mic al lui Daniel 8 urma să vină în timpul din urmă al împărăției lor. Împărăția lor se referă la cele patru divizii ale Imperiului Alexandrin. Ultimul timp sau ultimele zile ale celor patru împărați au fost 200 înainte de Hristos, 100 înainte de Hristos. Prin urmare, cornul mic al lui Daniel 8 urma să se ridice cu 6 secole înainte ca cornul mic din Daniel 7 să existe. Această diferență a datei este o dovadă puternică că cele două puteri, cornuri mici, nu sunt aceleași. Ele apar la puncte foarte diferite în istoria omenirii. Potrivit adventiștilor, cele 2300 de zile au început în 457 și s-au încheiat în 1844. În această perioadă de timp, cornul mic al lui Daniel 8 se presupune că călca în picioare sanctuarul. Conform învățăturii adventiste, aceasta a început cu Roma păgână care a călcat în picioare sanctuarul pământesc, apoi a devenit mai târziu Roma papală care a călcat în picioare sanctuarul ceresc. Aceasta prezintă o întreagă serie de dileme. Roma nu a avut niciun contact cu națiunea evrească până în 161. Cum ar putea cornul cel mic să-și înceapă activitatea de desăvârșire în anul 457, cu 296 de ani înainte de a intra chiar în contact cu statul evreu? Roma nu a avut nicio parte în activitățile din anul 457 și astfel nu putea fi cornul mic și descris în Daniel 8. Roma a trăit în pace cu națiunea evrească și nici măcar nu a molestat evrei decât după ce Palestina a devenit parte a Imperiului Roman în anul 63. Cum ar putea micul corn să calce în picioare sanctuarul timp de aproape 400 de ani când niciodată nu interferează cu serviciul din sanctuar în acea perioadă? Dacă Roma papală este cornul mic al lui Daniel 8 în ultima parte a celor 2300 de zile, atunci ce s-a întâmplat cu Roma papală la 22 octombrie 1844? Papalitatea a încetat brusc să sfideze sanctuarul în 1844? A fost rupt fără mâini în 1844? De ce nu există niciun eveniment în istoria papală care să coincidă cu sfârșitul celor 2300 de zile? A încetat vreuna dintre activitățile papale pe care adventiștii o folosesc pentru a o identifica cu cornul mic în 1844? Unitatea obligatorie într-o biserică vizibilă se încheie în 1844? Autoritatea unui corp vizibil, papa, s-a sfârșit în 1844? Ierarhia preoțească a încetat în 1844? Un sistem de mântuire prin fapte a încetat în 1844? S-a oprit confesiunea și jertfa maselor în 1844? Nu, 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 nu! Niciuna dintre activitățile pustiitoare ale Romei papale nu a încetat în 1844. Dacă Roma păgână nu a persecutat nici pe evrei și nici nu a oprit sacrificiile în anul 457 și dacă nu există niciun eveniment în istoria papală care să coincidă cu sfârșitul celor 2300 de zile din 1844, cum putem atașa Roma la această profeție?
Daniel 8 nu spune că cele patru coroane au fost coarne au fost absorbite de cornul cel mic, deoarece cele patru diviziuni ale Imperiului lui Alexandru erau la Roma. Intervenția romană face ceva cu totul diferit de profeție decât este indicat de simbolurile lui Daniel. Unul care citește întregul capitol nu poate să nu vadă un eveniment urmând alt eveniment. Ridicarea marelui corn, Alexandru, vine pe primul loc. El guvernează un timp și este frânt. Imperiul său este împărțit în patru noi imperii. Cornul mic vine pe scenă după această divizare. Un eveniment este dependent de altul și putem urmări cursul acestor evenimente prin istorie. Acum, ia în considerare următoarea cronologie cu atenție. Alexandru a murit în 323 înainte de Hristos. Împărăția lui Alexandru a fost împărțită în patru părți în 301 înainte de Hristos. Cornul mic nu ar fi putut veni pe scenă până după 301 înainte de Hristos. Cum ar putea cornul mic să descifreze sanctuarul în 457 înainte de Hristos, când profeția nu arată nici măcar că a apărut până în 301 înainte de Hristos? Cornul mic al lui Daniel 8 este un rege, nu un imperiu. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat, fără rușine și viclean, Daniel 8:23. Nu poate fi nicio îndoială că Gabriel identifică aici micul corn al versetului 9 ca rege feroce la înfățișare.